Implicați în altercații au fost reprezentanții a două clanuri din comună care își dispută mai multe teritorii. Se pare că totul a pornit de la doi membri ai grupărilor care s-au luat la bătaie. Fiecare a mers în tabăra sa și a ieșit în stradă pentru a-și arăta supremația. Încăierarea cu băte și topoare a fost filmată de mai mulți martori care au urcat pe internet imaginile surprinse. Mașina peste ei. Ia uite, bă, îmi sparge mașina, bai! Răfuiala celor două clanuri a fost potolită de câteva focuri de armă trase în plan vertical de un agent al poliției. Martorii au asistat stupefiați la aceste scene incredibile și nu le venea să creadă că sub ochii lor se poate întâmpla așa ceva. Pe doi lucrători ai unei firme de cablu, bătaia surprins la datorie, urcați în vârful unui stâlp de unde au coborât abia după ce spiritele s-au mai potolit. Edilul din Bascov s-a trezit la birou cu mai multe persoane din etnie romă care au fost implicate în altercație și încercau să scape. Ce să vă spun, eu am venit puțin mai târziu, când deja era scandalul mai spre sfârșit, fugeau care încolo, încotro, deci fiecare într-un sens, se mai alergau din când în când cu ciumege, cu băte, am auzit și ceva focuri de armă, s-au tras ceva cu pistolul, am avut ceva oameni în birou și am venit foarte târziu. Oamenii s-au panicat când am coborât din birou, în holul casei de cultură erau deja vreo 3 persoane de etnie romă care se refugiase acolo, oamenii din primărie s-au panicat. Unii și-au închis cabinetele, vă dați seama că a fost așa un stres și un haos total. Ei s-au refugiat și au crezut că au venit acolo, vă dați seama că au fost cele două tabere. Și erau înarmați cei care intraseră în primărie? Nu, cu ciumege. Cu ciumege și, mă rog, câteva cozi de topor am văzut. O parte din arsenalul ăsta al lor, să zicem, deja sunt stocate în postul de poliție. Poliția locală a intervenit? Și poliția locală a intervenit, erau deja trimiși cu altă misiune, a venit și poliția județului, au intervenit și jandarmii, dar chiar în fața postului de poliție, între postul de poliție și primărie. Deci pe aici la școală, deja s-au panicat și elevii de la școală, aici, dacă vedeți, avem școala cu clasele 1-8, unde avem peste 350 de elevi care învață aici. 4 persoane au ajuns la spitalul județean, acolo unde au ajuns și mai mulți oameni ai legii care s-au asigurat că nu va mai izbucni o nouă răfoială între cele două tabere. Au fost aduși și 3 pacienți de sex masculin, plăci contuze la nivelul toracelui, la nivelul membrelor superioare și traumatisme craniene închise. Starea lor este stabilă, hemodinamic, pacienții sunt agresivi verbal cu personalul medical. 20 de bătăuși au ajuns la poliție pentru audieri, iar primele date indică faptul că aceștia s-ar fi încăierat de la o dispută pentru supremația în zonă. Primii care au intervenit la fața locului au fost polițiștii de la secția de poliție de la Bascov. Aceștia au intervenit cu auto specială din dotare pentru a dispersa pe cei participanți, de asemenea au executat mai multe focuri de avertizment în plan vertical. De asemenea, aceștia au solicitat sprijin secțiilor de poliție de pe raza municipiului Pitești și Serviciul de Acțiuni Speciale și Inspectoratului Județean de Jandarmi. Până la această oră, 17 persoane au fost conduse la sediul poliției municipiului Pitești pentru audieri. Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili participația fiecărei persoane și pentru a se stabili măsurile care se impun a se lua împotriva fiecăruia. Câte persoane au fost rănite? 4 persoane au fost conduse la spital, natura rănilor va fi stabilită ulterior și aceste persoane vor fi aduse la audier după ce vor primi grijă medicală. Există posibilitatea ca un polițist să fi fost agresat în altercație. Parchetul de pe lângă judecătoria Pitești a preluat cazul și urmează să se stabilească dacă este cazul să emită ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pentru cei care au fost inițiatorii altercației.